Deci un kilogram este 5 milioane, este extraordinar de bună această. Deci sunt foarte, foarte bune produsele acestea pentru a slăbi și a pune masă musculară. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar în clipul de astăzi vă voi prezenta și vă voi arăta suplimentele mele apicole. Aceste suplimente pe care vi le voi arăta acum sunt suplimentele apicole pe care le-am folosit în toată perioada de slăbit, de asemenea și în perioada de masă musculară, adică în transformarea mea de 40 de kilograme. Am slăbit 40 de kilograme și am acumulat masă musculară și încă mai încerc să acumulez masă musculară și să mai slăbesc. Așa că nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că vor urma clipuri foarte, foarte tari și veți putea vedea live singura transformare din România. Ok, haideți să încep să vă prezint suplimentele mele și apoi să vă spun cum se iau. În primul rând avem aici pulpa de cătină. Pulpa de cătină este extraordinară, fraților, pentru energie. Este făcută numai din pulpă de cătină amestecată cu miere. Este un sirop, este foarte fină, se poate folosi cu apă minerală sau plată, după bunul plac, exact ca un sirop, sau se poate consuma ca atare, cu lingurița. Cătina are cea mai multă vitamina C din lume, este fructul cu cea mai mare vitamina C din lume și îți dă o energie fantastică, deci siropul ăsta este foarte, foarte bun și pentru slăbit, este foarte bun și pentru masă musculară, pentru că în primul rând avem nevoie de energie ca să slăbim, trebuie să facem activitate fizică, să avem o activitate fizică cât mai intensă și cât mai îndelungată, iar acest sirop ne ajută foarte, foarte mult, susține foarte mult efortul fizic. Eu îl folosesc de obicei dimineața în loc de cafea sau la prânz până să plec la sală. Îmi fac câte un pahar de sirop din acesta cu apă minerală sau plată. Nu este foarte important cât folosim pentru că este un produs natural, la fel ca toate produsele pe care urmează să vi le prezint. Nu contează dacă folosești 2 lingurițe, 3 lingurițe sau 5 lingurițe. Important este să folosești pentru că este foarte bun. Și decât să consumi sucuri din comerț care sunt pline de chimicale, de zahăr și de euri, mai bine consumi un sirop din acesta. Multă lume nu se întreabă: domne, dacă beau o sticlă de 2 litri de suc pe zi, mă afectează? Nu se întreabă lucrul acesta. Ei, în schimb, când vine vorba de produse apicole, toată lumea e curioasă. Domne, cum se folosește? Când se consumă? Cât se consumă? Ei bine, puteți să consumați când vreți voi, fraților. Mai puțin seara. Acest sirop să nu-l consumați seara pentru că vă dă energie. Dar la fel ca și Coca-Cola, nu? Nimeni nu ar trebui să consume cola seara, de fapt nimeni nu ar trebui să consume cola deloc, însă toată lumea o face. Când bezi 2 litri de suc seara de cola, nu vă mai puneți problema: domne, că mă agită, nu pot să dorm și așa mai departe. Din contră, beți fără nicio problemă cu litri întregi de cola. E bine, acest sirop, v-am zis, puteți să faceți și un pahar pe zi și două pahare, puteți să folosiți 2, 3 lingurițe, 5 lingurițe, 10 lingurițe, nu are importanță, atât timp cât înlocuiți sucurile din comerț care sunt pline de prostii cu acest sirop, este extraordinar. Bun, haideți să continuăm. Următorul supliment este mierea. Aici avem o miere de rapiță, este o miere solidă aceasta, este o miere cristalizată pentru că asta este proprietatea ei. Și la polul opus avem mierea de salcâm, care este o miere fluidă și se păstrează fluidă cât mai mult timp. Deci asta cristalizează imediat când o scoatem din stup, asta rezistă cel mai mult fără să cristalizeze. Ei bine, amândouă sunt la fel de bune. Mierea în general are aceleași proprietăți, însă în funcție de tipul de miere, proprietățile pot să difere foarte puțin, dar ce este important de reținut, că mierea, toată mierea are proprietățile următoare. Este dulce, ne ajută foarte mult când suntem la o dietă, la o cură de slăbire, pentru că ne înlocuiește nevoia de dulce, ne ține poftele de dulce sub control. Nu trebuie să mai consumăm ciocolată când suntem la dietă, nu trebuie să mai consumăm zahăr sau produse care conțin zahăr, pentru că zahărul are mult mai multe calorii decât mierea. Plus de asta, mierea ajută la digestie, este diuretică și ne ajută foarte, foarte mult. Iarăși un alt avantaj al mierii este că este mult mai dulce decât zahărul. Gândiți-vă că dacă voi consumați o linguriță, două de miere, este suficient, frate. Nu mai ai nevoie să consumi o ciocolată pe zi și nu-ți dă atâtea pofte ca ciocolata, nu te face să consumi mai multă. Dacă iei o linguriță dintr-o amandină sau o bucățică de ciocolată, îți garantez că nu vei rezista până nu termin ciocolata aia sau până nu termin prăjitura aia. Ei bine, dacă îți faci un borcan de miere și iei o linguriță din borcanul ăsta de miere, îți garantez că este suficient. Eventual o să mai iei încă o linguriță, dar după aia vei fi atât de îndulcit încât nu-ți va mai trebui absolut nimic decât apă. Ce poate fi mai bun de atât? Mierea este foarte bună pentru slăbit, la fel ca și pulpa de cătină. Aceasta este bună și pentru masa musculară, pentru că avem nevoie de energie la sală să tragem.
dar bineînțeles și mierează de energie. Deci sunt foarte, foarte bune produsele acestea pentru a slăbi și a pune masă musculară în același timp. După aia voi continua cu păstura. Păstura este un polen fermentat de către albinuță, un polen fermentat natural în stup. Este extraordinară această păstură, gândiți-vă că are foarte multă proteină, are 20 ceva de grame de proteină la 100 de grame, mai mult decât carnea de pui, mai mult decât carnea de porc. Înțelegeți? Este foarte, foarte bogată în proteină această păstură. La fel, nu contează cât consumați, puteți să consumați și 20 de grame pe zi sau puteți să consumați decât 3-4 bobițe. Important este să consumați, nu contează când o consumați, cum consumați dimineața, cum consumați seara, nu are nicio importanță. Și plus de asta are foarte multe beneficii pentru corp. Este o proteină vegetală de cea mai bună calitate, fraților, conține toți aminoacizii esențiali și este foarte, foarte importantă pentru punerea de masă musculară. Deci, pentru punerea de masă musculară, pentru a face mușchi, proteina și polenul este ceea ce vă doriți de la albine. Mie nu-mi place atât de mult polenul și de aceea consum păstură. De asemenea, păstura este și mult mai scumpă decât polenul, dar dacă nu aveți suficienți bani, puteți să comandați polen. Polenul este mult, mult mai ieftin. 100 de grame de păstură este 50 de lei, deci un kilogram este 5 milioane, este extraordinar de bună această păstură. Iar un kilogram de polen este 70 de lei la mine pe site. Mi se pare că la păstură am o reducere de 10%, deci ar veni kilogramul 4 milioane jumate în loc de 5 milioane. Dacă aveți bani și vă permiteți, profitați de această reducere și comandați-vă păstură. Acest borcan are 50 de grame, aveți și la borcane de 100 de grame și este 45 de lei borcanul de 100 de grame. Da? Deci foarte, foarte important, păstura și polenul ajută foarte mult masa musculară. Acestea nu sunt dulci, pot fi consumate și de diabetici. Pe lângă miere care este dulce și practic are 80% glucide, păstura nu are absolut deloc, nu are deloc glucide, ci este foarte, foarte bună păstura pentru masă musculară. După aia urmează apicompletul, acesta este ultimul supliment pe care vi-l voi prezenta astăzi. Apicompletul conține tot ce mai bun de la albinuță. Am pus și pulpă de cătină în apicomplet, am pus și miere de salcâm și alt tip de miere, avem și păstură în borcanul de apicomplet, avem și polen, și mai avem lăptișor de matcă și, bineînțeles, tinctură de propolis. Este un amestec creat chiar de noi, nu mai găsiți nicăieri în lume acest produs. Este singurul produs care conține atât de multe lucruri de la albinuțe și este fantastic. Deci acesta este suplimentul complet, de aceea am pus și denumirea de apicomplet. Are tot ce este mai bun de la albinuțe. Acest borcan de 400 grame este destul de scump datorită conținutului de păstură, de lăptișor de matcă și de tinctură de propolis, care sunt destul de scumpe. Acest borcan de 400 de grame este 50 de lei la mine pe site. La fel este la reducere de la 60 de lei. Profitați acum cât mai este la reducere și comandați-l dacă vreți să aveți parte de un supliment complet care conține tot ce este mai bun de la albinuță. La fel ca și mierea, la fel ca și păstura, acesta se poate consuma oricând, în orice cantitate doriți. Dacă vreți să mâncați decât o linguriță, consumați decât o linguriță. Dacă vreți să consumați 3 lingurițe, consumați 3 lingurițe, nu este nicio problemă. Nu are efecte adverse, niciun produs pe care vi l-am prezentat acum nu are efecte adverse. Și le puteți consuma când doriți voi, dimineața, la prânz, seara, înainte de masă, după masă. Are mai puțină importanță acest lucru, important este să le consumați și să ajungă la voi în organism, pentru că vă va face minuni. Sunt extraordinar de bune și, bineînțeles, o să consumați o zi, două, trei, trebuie să faceți niște curent de câteva luni cu aceste produse. M-am făcut și eu și m-a ajutat foarte, foarte mult pentru creșterea masei musculare, pentru slăbit și așa mai departe. Singurul produs, v-am zis, pe care să-l evitați să-l consumați seara este această pulpă de cătină, pentru că vă va da energie, vă va agita și nu aveți nevoie de energie noaptea, seara, da? E ca și când ai bea o cafea seara sau când ai bea o sticlă de cola seara. Deci nu este recomandat seara, dar în rest nu are nicio contraindicație. Iar aceste produse au zeci, sute de beneficii pentru corpul omenesc și vă voi prezenta în amănunt fiecare produs apicol în clipurile următoare, așa că nu uitați, fraților, să vă abonați la acest canal și să apăsați clopoțelul de notificări pentru a fi înștiințați când postez următoarele clipuri. Iar dacă v-a plăcut acest clip,
clip și vreți să mă susțineți, lăsați un like, apăsați pe like aici, fraților, apăsați pe like și dați un comentariu la acest clip, orice comentariu doriți voi, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube, iar clipurile mele să ajungă la cât mai multe persoane și astfel voi influența gratuit cât mai mulți oameni să slăbească, pentru că când vor vedea clipurile, vor deveni mai motivați, vor deveni mai deștepți, vor înțelege cum stă treaba cu slăbirea și vă invit și pe voi să vedeți mai multe din clipurile mele pentru a înțelege cum stă treaba și pentru a vedea toate mesele pe care le-am avut și pentru a vedea singura transformare live în timp real de pe tot YouTube-ul. Dacă doriți să încercați aceste produse și să încercați o transformare, fraților, sau să încercați să slăbiți sau să puneți masă musculară, vă recomand cu drag să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că aici găsiți cele mai bune produse apicole premiate la târgurile naționale și internaționale apicole, la prețuri foarte, foarte bune. Puteți profita de 10 de reduceri plus 10% extra la următoarea comandă. Veți beneficia de 10% reducere la următoarea comandă din comanda precedentă. Astfel mă puteți ajuta și pe mine financiar, vă puteți ajuta și pe voi, vă puteți ajuta corpurile, veți putea fi mai sănătoși și veți putea să încercați o transformare ca și a mea, fraților, pentru că eu sunt singurul din țara asta de pe YouTube care a făcut și a demonstrat o transformare live în timp real. În fiecare weekend, în fiecare duminică am pus câte un clip nou cu săptămâna în curs, în care m-am cântărit, în care v-am arătat ce am mâncat. Plus de asta eu nu am monetizat acest canal și practic fac aceste clipuri din pasiune și pentru a-mi promova produsele, bineînțeles, și pentru a vă arăta ce alții nu vă arată, ce alții habar nu au. Toți din lumea fitness-ului habar nu au despre produsele apicole, cât de bune sunt și cât de importante sunt pentru corpul nostru și efectiv câte minuni pot face pentru sănătatea noastră și pentru felul în care arătăm. Și credeți-mă, dieta sau o perioadă de masă musculară va fi mult mai ușoară cu aceste produse. V-am zis, eu nu am absolut nimic de câștigat din clipurile acestea, nu sunt monetizate, deși aș putea să monetizez acest canal, însă nu-mi doresc să aveți reclame, nu are sens voi să aveți parte de reclame și să efectiv să vă pierdeți timpul dând acolo, uitându-vă la reclame și dând skip. Așa că v-aș fi recunoscător dacă ați face o comandă pe site-ul meu și astfel m-ați susține și pe mine financiar și v-am zis, vă susțineți și voi corpurile să fiți mult mai sănătoși și să vă atingeți obiectivul mult, mult mai ușor. De asemenea, pentru a vă crește nivelul de cunoștințe, pentru a reuși o dietă, pentru a reuși o slăbire mai ușoară, uitați-vă la clipurile din seria Otto slăbește. Acolo veți avea parte de cea mai tare motivație, veți avea parte de o grămadă de sfaturi, veți vedea tot ce am mâncat eu și ce am făcut. Sau dacă vă plac clipurile cu mâncare, uitați-vă la seria Otto mănâncă. Acolo veți vedea o grămadă de clipuri în care mănânc. Iar dacă vreți să vedeți cum ursul vostru dă de pământ cu toți din industria fitness-ului, uitați-vă la seria Greșeli în fitness. Pentru că o grămadă din lumea fitness-ului, din YouTube-ul românesc, habar nu are ce vorbește. Sunt pe lângă complet și vă dau o grămadă de informații false. Urșii mei, eu am fost Otto. Vă mulțumesc pentru vizualizare, vă mulțumesc pentru like, pentru comentarii. Vă mulțumesc pentru susținere. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Până data viitoare, ursul vostru v-a pupat. Ciao! Bubuie în cap, așii, țin telegat, gata. Aplaudă până și falșii, o dă prea bine data. Am adunat generații ca Napoleon în Franța. Energie să mut Carpații până pe la Constanța. Flacăra din mine arde, ea mă împinge mai departe. O hrănesc mereu cu fapte, arde 8 zile din 7.